Părintele meu veșnic, care îmi înviorezi sufletul și mă povățuiești pe cărări drepte din pricina numelui Tău, cad acum la vreme de seară înaintea Ta și îți mulțumesc că ai sălășluit astăzi în inima mea. Veghează-mă, Doamne, în această noapte, dă-mi somn liniștit și odihnă bună și ajută-mi ca mâine să nu mă abat de la cele ce Tu ai poruncit, nici la stânga, nici la dreapta. Amin. Sfinte Doamne, prea bunule Părinte, Cel ce stingi focul pătimaș și aduci lumină în întuneric, liniștește-mi, prea bunule, valurile sufletului atunci când mă găsesc cu mintea tulburată și cu inima întristată. Dă-mi putere să îmi înving teama ce uneori mă apasă și alungă-mi grijile ce fără rost mă împietresc și îmi irosesc timpul ținându-mă în loc sau abătându-mă de la drumul Tău. Dă-mi să primesc cu pace sufletească tot ceea ce viața îmi va aduce și învrednicește-mă să îmi petrec zilele cu inimă întărită în sfânta credința Ta. Oricare vor fi experiențele prin care voi trece sau veștile pe care le voi primi, dă-mi, Doamne, să nu uit că peste toate este voia Ta și că în toate faptele și cuvintele Tu îmi ești alături, călăuzindu-mă și sprijinindu-mă. Nu mă lăsa să mă cufund în temeri și să mă cutremur de gânduri și vise tulburătoare. Fie că au venit peste mine din partea unui apropiat sau a unui neam sau a oamenilor din jurul meu sau printr-o situație profesională sau din cauza banilor sau a unei boli sau a persoanei pe care o iubesc, alungă-mi Tu acum, Sfinte Doamne, toate mâhnirile și răcorește-mi sufletul cu roa cea dulce a harului Tău. Și nu lăsa, Doamne, ca din cauza neliniștii mele să ajung pe mâna doctorilor sau să primesc felurite tratamente, ci vindecă-mă Tu cu neobosita iubirea Ta și binecuvântează-mă ca să mă pot bucura de toate cele bune ce au să fie, cu gând bun și încrezător, răbdând, iertând, iubind și nădăjduind în Tine, căci Tu îmi ești acoperământ în vremurile grele și pe Tine te caut, să mă liniștești și să mă ocrotești și să mă luminezi și să mă smerești și să mă întărești și să mă îndemni spre calea bunăstării și a fericirii. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și
Sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!